Stimați telespectatori, vă spunem un bun venit la o nouă ediție a emisiunii Mesaj pentru Suflet. Sunt pastorul Mircea Ursu, păstor al Bisericii Baptiste Sfânta Treime din Lupeni. Aș vrea să împărtășesc împreună cu dumneavoastră câteva gânduri din Sfânta Scriptură și pentru aceasta aș vrea să citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, din capitolul 15, începând cu versetul 11 până și versetul 24, unde cuvântul Domnului spune astfel. Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-l un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Până aici cuvântul Dumnezeu. Textul pe care l-am citit se înscrie într-o serie de trei pilde pe care Domnul Iisus Hristos le-a rostit. În toate cele trei pilde, mesajul este aceeași. Oricine poate fi găsit, oricine poate fi pierdut. Textul prezintă trei pilde, pilda cu oaia rătăcită, pilda leului pierdut și pilda fiului risipitor. În fiecare, Hristos accentuează ideea aceasta dintr-o turmă, o oaie s-a pierdut. Păstorul însă merge și o caută, o găsește și atunci când o găsește, se bucură enorm de mult. Într-o casă, o femeie pierde un bănuț. Oricine poate să piardă un bănuț în casă. Dar femeia merge după el, îl caută, îl găsește și când îl găsește, spune Scriptura, cheamă vecinele și se bucură. În textul pe care l-am citit, Domnul Iisus Hristos prezintă pilda fiului risipitor. Un fiu care s-a îndepărtat de tatăl, a plecat cât mai departe, a ajuns să fie pierdut departe de casa tatălui, dar la un moment dat a fost regăsit, pentru că s-a întors acasă. Despre el chiar tatăl spune în ultimul verset ce l-am citat, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Ceea ce vrea să sublinieze Domnul Iisus Hristos prin pilda aceasta este acest adevăr. Orice om din lumea aceasta, oricât de pierdut ar fi, oricât de îndepărtat ar fi de Dumnezeu, Dumnezeu poate să-l găsească. Și fiecare om are posibilitatea să se întoarcă acasă, să revină la casa Tatălui Ceresc. De aceea, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră gândul acesta. Cum putem să ajungem la casa Tatălui Ceresc? Drumul spre casa Tatălui Ceresc. Pentru a afla drumul acesta, este foarte important să înțelegem corect trei adevăruri pe care textul nostru și prin care Domnul Iisus Hristos le subliniază despre cum un om, oricât de pierdut ar fi el, oricine, poate să se reîntoarcă la Dumnezeu și poate să ajungă acasă. Dar e important să ținem minte și să cunoaștem cele trei adevăruri pe care Hristos le subliniază în pilda aceasta. În primul rând,
De la versetul 11 până și versetul 16, Hristos subliniază adevărul despre păcat. Imaginea păcatului e tot mai diluată în lume astăzi. Tot mai mulți oameni nu mai înțeleg ce este păcatul, diminuează păcatul și reduc impactul pe care păcatul poate avea în viața unui om, așa cum prezintă Sfânta Scriptură. În textul acesta, Domnul Iisus Hristos prezintă un mesaj în fața unor farisei, care și ei, ca și mulți oameni din zilele noastre, minimalizează păcatul. Și Domnul Iisus Hristos vrea să le reamintească, să le spună care este imaginea corectă a păcatului și cât de destructiv este el pentru ființa umană. Oamenii, așa cum spuneam adineauri, diluează tot mai mult păcatul. De exemplu, vă dau câteva exemple. Cearta, din punct de vedere biblic, este un păcat. Când doi sau mai mulți oameni se ceartă, Biblia o definește ca fiind un păcat. Dar oamenii spun, nu, cearta nu e un păcat, este doar un viu schimb de vorbe. Copiatul la școală pentru copii este un păcat. Biblia ne învață că noi trebuie să muncim și apoi, la extemporal, la lucrare, nu trebuie să copiem. Copiatul este păcat. Știți care este ultima definiție pe care cineva mi-a spus-o despre păcat? Spune așa, domnul pastor, păcatul este un împrumut de cunoștință. Împrumut pentru o perioadă de timp, pentru câteva minute, cunoștințele din caiet, cunoștințele de la colegul și de ce să fie lucrul acesta păcat. Vedeți, prin exemplele acestea am vrut să arăt căci omul în zilele noastre nu mai înțelege adevărata imagine a păcatului, așa cum o prezintă Sfânta Scriptură. De aceea Domnul Iisus Hristos spune pilda aceasta și aș vrea să o împărtășesc împreună cu dumneavoastră, arătându-vă câteva lucruri despre păcat. Și anume, păcatul este pătrunzător. Nimeni, niciun om din lumea aceasta n-a scăpat de păcat. Sfânta Scriptură în Romani, capitolul 3, versetul 23, vorbind despre ideea aceasta, spune următoarele lucruri. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciun om pe acest pământ care să nu fie atins de păcat. Pentru a ilustra acest adevăr, Domnul Iisus Hristos își începe pilda astfel. În versetul 11, Iisus a mai zis, un om avea doi fii și prezintă pe cei doi fii pentru a ne arăta că și unul și celălalt sunt la fel de păcătoși. Unii am spune, fiul cel mic este marele păcătos. Celălalt, din contră, e un om liniștit, a stat la casa lui. Dar uitați-vă cum descrie Domnul Iisus Hristos și pe cel mic și pe cel mare în întreaga această pildă. Despre fiul cel mic se spune că a venit la tatăl, versetul 12, și a zis, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a împărțit averea. În tradiția iudaică, un fiu să vină la tatăl și să-i ceară averea era o jignire pentru tatăl respectiv. Asta ar fi însemnat că fiul îl consideră mor pe tatăl. Doar după moartea tatălui, fiului cel mai mic îi se revenea o treime din avere și fiul, prin cuvintele acestea, nu spune altceva decât pentru mine nu mai existi. Dă-mi partea de avere, pentru mine ești un om mort. Câtă jignire, cât upeu am putea spune în inima acestui om. Dar haideți să ne uităm la fiul cel mare. Unul ar spune doar cel mic este păcătosul, cel mare e un om liniștit. Textul ne spune așa, versetul 12, partea a doua. Și tatăl le-a împărțit averea. Reiese din text că și fiul cel mare, deși n-a cerut-o, în clipa în care tatăl le-a împărțit averea, a acceptat-o și prin acceptul său a demonstrat același lucru. Și el îl nesocotește pe tatăl său. Și pentru el, tatăl său, e un om mort. De aceea, Domnul Iisus Hristos subliniază și cel mic și cel mare. Sunt atinși de păcatul acesta al necinstei. Apoi, despre cel mic se spune că nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul, a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Dar și despre cel mare, Domnul Iisus Hristos în pildă, în versetul 28 spune, el, cel mare, s-a întărâtat de mânie și nu vrea să intre în casă, tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre.
Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Reiese de aici, din textul acesta, fiul cel mare, deși a stat acasă. Era un fiu plin de mânie, mândru, spirit de acuzare, neiertător. Care dintre cei doi, se ridică întrebarea, era mai păcătos? Cel mic, destrăbălatul, care a plecat departe de tata? Sau cel mare, care a stat acasă? Întrebarea însă e nepotrivită. Ce să mai pui o întrebare, care e cel mai păcătos, când de fapt și cel mic și cel mare a frânt inima tatălui? Ambii au întristat pe tată. Unul prin păcare, altul prin atitudinea nepotrivită de om mânios, de om mândru, de om arogant, de om neiertător, care, deși stătea acasă lângă tatăl, avea un caracter nepotrivit. Domnul Iisus Hristos vrea să scoată în evidență adevărul acesta. Păcatul este pătrunzător. Te pătrunde pe tine, m-a pătruns pe mine, nimeni nu scapă de păcat. Și întrebarea, care cel mai mare păcătos, nu și are rostul. Precum și categorisirea aceasta, eu sunt mai puțin păcătos decât tine. Tu ești marele păcătos. Nu și are rostul, pentru că Sfânta Scriptură spune, printr-un singur păcat îl întristăm pe Dumnezeu, îl supărăm pe Dumnezeu și dacă avem un singur păcat, Biblia spune, cu un singur păcat pierzi raiul. Vă rog să întoarceți Sfânta Scriptură și să ascultați ceea ce spune cuvântul Domnului în cartea Apocalipsa, capitolul 21, versetul 27. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, transmise prin robul său Ioan. Nimic întina nu va intra în ea, e vorba de cerul, de împărăția cerului. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Poți să ai un singur păcat. Altul poate să aibă o sumedenie de păcate. Biblia afirmă adevărul acesta, păcatul este pătrunzător, ne pătrunde pe toți și din pricina aceasta, datorită păcatului, Biblia afirmă, plata păcatului este moartea. Cu un singur păcat, cu o singură minciună, ajungi în iad. Așa că, întrebarea, cine e mai păcătos, nu și are rostul. Noi trebuie să înțelegem că toți suntem păcătoși. Să ilustrez acest adevăr, aș vrea să vă spun, dacă în fața noastră am avea două boluri de supă și într-unul am pune un pahar de motorină, iar în celălalt o picătură de motorină, care dintre cele două ar fi bune de mâncat? Bineînțeles, răspunsul este niciunul. Așa că nu contează că ai un singur păcat sau că ai multe păcate, înaintea lui Dumnezeu ești definit ca om păcătos, pentru că toți și Domnul Iisus Hristos sublinează în textul acesta, adevărul acesta, păcatul este pătrunzător. Pe toți ne-a atins păcatul. Un alt lucru pe care scoate Domnul Iisus Hristos în evidență prin textul acesta, păcatul este primejdios. Unii se joacă cu păcatul și în loc să fugă de păcat, vor să vadă care e granița, până unde pot să ajungă, să fie cât mai aproape de păcat, dar totuși să scape de păcat. În anul 79 după Hristos, Pliniu cel bătrân, fiind la Miseniu, a urcat pe Vezuviu pentru că vrea să vadă erupția vulcanului și să fie cât mai aproape, însă a fost înghițit de lavă. Scriptura ne spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 22, cu privire la păcat, spune așa: feriți-vă de orice se pare rău. Dacă simți că un lucru este rău și păcătos, Biblia spune, fugi, ferește-te, pentru că păcatul este primejdios. Distruge. Distruge relații. Gândiți-vă, relația distrusă dintre tatăl și fiu. Fiul a părăsit pe tatăl, l-a nesocotit, a plecat departe. O relație distrusă. Distruge resurse. Textul spune în versetele 13 și 14, nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Păcatul nu doar că distruge relațiile, distruge și resursele. Tânărul acesta și-a distrus toată avuția care a avut-o.
Și viața multor oameni este distrusă, resursele lor sunt distruse. Am auzit mărturia unui om care s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu dintr-o viață de păcat. Și ca în banjocură, colegii lui l-au întrebat odată, ce ți-au dat pocăiții de ai venit la ei și te-ai pocăit? Și omul acesta s-a uitat la ei și sincer a spus, știi ce? În fiecare lună pocăiții îmi dau 1000 de lei. Nu se poate, au spus ceilalți. E extraordinar, cum să primești? Venim și noi. Și omul le-a explicat, stai să vă explic. În viața pe care o trăiam în păcat, atât eu cât și soția mea, în fiecare lună, consumam pe țigară și băutură aproximativ 1000 de lei. De când ne-am pocăit, banii aceștia rămân în casă. Am câștigat ceea ce altădată, prin păcat, ne erau distruse resursele. Păcatul distruge relațiile, distruge resursele, distruge și reputația. Omul acesta, tânărul acesta, spune că după ce a cheltuit totul, a venit o foamete în țară, versetul 14, și l-a început să ducă lipsă. Și apoi în versetul 15 se spune despre el, ascultați unde a ajuns, unde te poate duce păcatul. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Pentru un evreu, porcul era un animal necurat. Acolo a ajuns. Reputația lui de fiu al tatălui, de fiu de evreu, a ajuns să fie pătată datorită păcatului și stării păcătoase. S-a îndepărtat de tatăl, s-a îndepărtat de Dumnezeu și păcatul care e primejdios l-a prins în mreaja lui și a distrus relația cu tatăl, resursele materiale și chiar reputația. Textul însă merge mai departe și spune păcatul nu doar că e pătrunzător, nu doar că e primejdios, păcatul este și puternic. E atât de puternic și mulți neglijează forța aceasta pe care păcatul o are. E atât de puternic încât ne înrobește. Apostolul Pavel, în epistola sa către evrei, la capitolul 12, versetul 1, spune următoarele cuvinte. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și ascultați. Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Păcatul este puternic încât ne înrobește. Și am auzit pe mulți spunând, aș vrea să mă las de anumite vicii, dar nu mai pot. Ce-l ține? Păcatul care l-a înrobit zi după zi, fir după fir, l-a legat, i-a legat viața și nu mai poate, ar vrea să scape. Și nu mai poate. Un alt om pocăit odată, stând de vorbă cu oamenii din satul său, ei, bătându-și joc de el, l-a chemat și a spus, hai cu noi la un pahar de băutură. Și omul acesta, liniștit, calm, s-a apropiat de ei și le-a spus, eu aș putea să beau, dacă aș vrea. Dar voi nu puteți să nu beți. Voi trebuie să beți. Pentru că voi sunteți legați. Și unul dintre ei a spus, nu se poate, cum să nu? Ăsta e adevărul. Pe voi v-a înrobit păcatul. Și după scurt timp, prietenul acestui om pocăit și-a dat seama, a venit la Hristos și și-a dat seama că numai Hristos îl poate dezrobi. Păcatul este puternic, te prinde în mreaja lui. La început, păcatul îți promite libertate, dar îți aduce robie. Îți promite succes, te duce în faliment, ca și pe tânărul acesta, fiul risipitor, îți promite viață, te duce la moarte. Nu numai că te înrobește, dar te și îndepărtează de Dumnezeu. Biblia vorbește foarte clar despre păcat și în Isaia, capitolul 59, versetul 1 și 2, spune așa, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile, adică păcatele voastre, pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața și îl împiedică să vă asculte. Păcatul e atât de primejdios pentru că te îndepărtează încet, încet de Dumnezeu. Creează un zid de despărțire între tine și Dumnezeu și nu mai poți să-i vezi fața lui Dumnezeu. Minciuna te duce în iad, mândria, mânia, bârfa, toate păcatele, spune Sfântul Cuvânt al Dumnezeu, te duce în iad. Dacă păcatul e atât de puternic, de primejdios și de pătrunzător, cine mai poate scăpa de el? Se ridică o întrebare. Însă Domnul Iisus Hristos nu se oprește cu pilda la versetul 16.
Pentru că de la versetul 17 la 21, Hristos vrea să sublinieze al doilea adevăr pe care un om trebuie să-l înțeleagă dacă vrea să se reîntoarcă la Dumnezeu, dacă vrea să ajungă în cer, în casa Părintelui Ceresc. Primul adevăr l-am văzut, adevărul despre păcat. Am văzut cât de primejdios este păcatul, cât de pătrunzător. Niciun om n-a scăpat de păcat și cât de puternic leagă păcatul pe mulți. Dar de la versetul 17 la 21, Hristos vorbește despre un alt adevăr, și anume adevărul pocăinței. Pentru că numai pocăința, afirmă Sfânta Scriptură, este cea care te poate dezrobi de păcat și te poate apropia de Dumnezeu. Una dintre cântările noastre creștine spune: pocăință, pocăință, tu ne apropii către cer. Și Hristos vrea să sublinieze în textul acesta și în întreaga Scriptură, Dumnezeu sublinează ideea aceasta, necesitatea aceasta a pocăinței, care te poate dezrobi din lanțurile păcatului și te poate apropia de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, când a început să predice, a spus așa: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Mai târziu, apostolul Pavel, stând de vorbă cu oamenii din Atena, din Areopagul din Atena, în Faptele Apostolului, capitolul 17, versetul 30 și 31, afirmă acest adevăr pe care Domnul Iisus Hristos l-a transmis, și anume: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Unii minimalizează și pocăința, așa cum minimalizează păcatul. Unii spun: e suficientă credința, e suficient să cred, e suficient să cred în Dumnezeu, să afirm că este rai, să afirm că este iad, de ce trebuie să mă pocăiesc? Pentru că este o poruncă. Pentru că numai pocăința te poate dezrobi și ea te apropie din nou de Dumnezeu. Uitați-vă în textul nostru, versetul 17, începând de aici, se subliniază ideea aceasta a pocăinței. Ce înseamnă pocăința? Mulți spun: aș vrea să mă pocăiesc, dar nu știu ce înseamnă. Scriptura ne prezintă ce înseamnă pocăința. Pocăința este o decizie, în primul rând. O decizie a întoarcerii cu fața spre Dumnezeu. Ascultați ce spune textul nostru în versetul 17 și 18. E vorba despre acest tânăr care a plecat. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Și acum decizia lui: mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem ca un fiu al tău. Pocăința înseamnă o decizie, decizia întoarcerii spre Dumnezeu. De fapt, termenul vine dintr-un cuvânt evreiesc. În evreiește, pocăință este termenul tășubac. Este un termen militar prin care el se traduce cu stânga împrejur. Adică o întoarcere de 180 de grade. Dacă ai avut o direcție greșită, direcția spre păcat, și Biblia spune că noi ne naștem cu o direcție greșită, spre păcat, orientați greșit, spre păcat, și e nevoie de tășubah, de stânca împrejur, e nevoie de pocăință, dar pentru asta e nevoie de o decizie. Un om în viață trebuie să ia decizia de azi înainte: mă întorc cu fața spre Dumnezeu, vreau să ajung acasă la Tatăl Ceresc, vreau să fiu în cer, vreau să fiu cu Tatăl Ceresc. Întoarcerea la Dumnezeu e o decizie personală, Dumnezeu nu ne forțează. Părintele Nicolae Steinhardt spunea așa: nici chiar atotputernicul, referindu-se la Dumnezeu, nu te poate obliga să mergi în cer, doar dacă vrei. Domnul Iisus Hristos spune: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Pocăința e o decizie și o decizie pe care trebuie să o iei personal, foarte grabnic, să nu mai ai mâini, pentru că nu se știe ziua de mâine. Pocăința, pe lângă faptul că este o decizie, Biblia sublinează și faptul că este o declarație. E un moment în care declar ceva înaintea lui Dumnezeu. Să ne uităm ce a declarat tânărul acesta. Recitim versetele 17 la 19. Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. O declarație a recunoașterii că sunt pierdut,
că dacă mai rămân în starea aceasta, mor de foame. Versetul 18. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit. Pocăința este o declarație a recunoașterii păcatului. Recunoști că ești păcătos, că ai greșit împotriva cerului. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrenic să mă chem fiul tău. Pocăința este o declarație a stării tale pierdute și dacă rămâi așa, ești pierdut pentru veșnicie. De aceea Domnul Iisus Hristos, prin pilda aceasta, vrea să sublinieze ideea aceasta. Un om din păcat nu se poate întoarce la Dumnezeu decât prin pocăință. Atunci îți mărturisești păcatul, atunci te deschizi înaintea lui Dumnezeu, atunci îi spui greșeala ta și o recunoști și îți ceri iertare. Și Biblia ne spune în 1 Ioan capitolul 1, versetul 9, Apostolul Ioan spune așa, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. De ce? De ce poate Hristos să ne ierte, să ne curățească? Pentru că tot Ioan, în aceeași epistolă, capitolul 1, versetul 7, spune sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Pocăința e o decizie pe care trebuie să o iei personal. Nimeni nu poate lua în locul tău. Provin dintr-o familie de pocăiți, cu tată și mamă pocăit. Dar a trebuit să am un moment clar de stânca împrejur în viața mea. Un moment clar în care eu personal să recunosc păcatele din viața mea înaintea lui Dumnezeu, să fac declarația aceasta de recunoaștere, de părere de rău și să mă întorc cu fața spre Dumnezeu. Pocăința e o declarație, e o decizie, e și o despărțire. Uitați-vă, versetul 2, partea a doua, spune așa. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. A plecat departe, înapoi spre tatăl. E o despărțire. Trebuie să te desparți de vechiul loc păcătos, de vechea viață păcătoasă și să te întorci spre Dumnezeu. Numai așa poți să ajungi în cer. Tânărul acesta a recunoscut starea, dacă rămâne în starea aceea, e o stare păcătoasă, e o stare de pierzare. El trebuie să se întoarcă acasă la tatăl. Și a plecat. Și a fost momentul acesta de despărțire. Domnul Iisus Hristos subliniază că doar prin pocăință te poți desprinde de păcat. De aceea, îndemnul meu, pentru tine, dragul meu ascultător, dacă vrei să ajungi în cer, dacă vrei să te întorci și să întâlnești cu Dumnezeu, pocăiește-te. Pentru că, din păcat, numai pocăința te poate duce în brațele Tatălui Ceresc. Pilda continuă și la versetul 20, la versetul 24, Domnul Iisus Hristos sublinează un cel de-al treilea adevăr pe care trebuie să-l cunoaștem, și anume adevărul despre Părintele Ceresc. Am privit și am văzut adevărul despre păcat. Am văzut cum este păcatul. Am văzut adevărul despre pocăință. Cât de necesară este pocăința pentru fiecare om de pe acest pământ. Și vreau să vedem, în ultimul rând, în al treilea rând, adevărul despre Părintele Ceresc. Unii au o concepție greșită despre Dumnezeu, despre Tatăl nostru Ceresc. Unii spun, Dumnezeu ne-a creat, dar ne-a abandonat. Acum este în cerul său și acolo își vede de treburile sale și noi aici ne zbatem și putem să facem ce vrem. De aceea trăiește-ți viața. Nimeni nu te va trage la socoteală. Alții vin și spun, Dumnezeu e un Dumnezeu crud, nemilos, ne pândește la colț, vrea să vadă când am greșit, imediat să ne pedepsească. E o imagine distorsionată despre Părintele Ceresc. E tocmai de aceea, pentru că și fariseii din timpul Domnului Iisus Hristos și unii oameni din zilele noastre au o imagine diluată despre Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, în pilda aceasta, vrea să prezinte imaginea aceasta clară despre ceea ce este Tatăl Ceresc. Tatăl Ceresc, spune Domnul Iisus în pilda aceasta, e caracterizat de bunătate. Fiul plecase din casa tatălui, dar nicio clipă n-a plecat din inima tatălui ceresc. Tatăl îl iubea
și l-aștepta în fiecare zi. De aceea versetul 20 spune așa: când era încă departe, tatăl său l-a văzut. Cred că în fiecare zi, din clipa în care fiul a plecat și tatăl s-a uitat cum se îndepărtează fiul, în fiecare zi ieșea în curte, punea mâna strașină și se uita: vine fiul meu oare? Pentru că din inima tatălui niciodată fiul n-a plecat. Încă mai are bunătate și e plin de bunătate față de fiul său. E tot așa, Dumnezeul nostru este zugrăvit ca un Dumnezeu plin de bunătate. Când profetul lacrimilor, profetul Ieremia, în cartea sa Plângerea lui Ieremia, capitolul 3, versetul 21, vorbește despre Dumnezeu, spune așa, versetul 22: bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Cu fiecare răsărit de soare, bunătatea Domnului se înnoiește pentru tine, dragul meu ascultător. Oricât de îndepărtat ai fi, oricât de mult ai fi adâncit în păcat, să nu uiți un lucru: Tatăl Ceresc, Părintele Ceresc e plin de bunătate și este dornic să te primească. Noi am meritat pedeapsa, așa spune Sfânta Scriptură. Plata păcatului este moartea. Însă, în cuvântul Domnului descoperim o idee fantastică. În Psalmul 103, de la versetul 10 la versetul 12, spune așa: Dumnezeu nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. De ce? E Dumnezeu plin de bunătate. Nu ne face după fără de legile noastre. La fără de legea pe care și la păcatul pe care noi l-am arătat față de Dumnezeu, El răspunde cu bunătate. Însă Biblia ne învață: nu abuza, nu întinde coarda față de bunătatea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Apostolul Pavel, în epistola sa către Romani, la capitolul 2, versetul 4, spune așa: sunt două întrebări. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu are mare bunătate, dar nu întinde. Nu întinde coarda. Dumnezeu așteaptă ca la bunătatea pe care ți-o arată în fiecare zi, deși ieri a mințit și ar fi fost îndreptățit Dumnezeu să ne pilonească pe pat și în dimineața aceasta să nu ne mai ridicăm. Și totuși, în bunătatea sa, Dumnezeu ne-a păstrat în sănătate, ne-am ridicat din patul nostru și am putut munci și ne-am putut bucura de familia noastră. De aceea Dumnezeu spune: la bunătatea mea nu răspunde cu indiferență, nu răspunde cu amânare. La bunătatea mea răspunde cu pocăință. Așa este prezentat Dumnezeu în Sfânta Scriptură. O persoană caracterizată de bunătate. Mai mult decât atât, textul nostru sublinează și ideea: Dumnezeu este caracterizat de bucurie. Câtă bucurie are El? Prezentat Dumnezeu prin pilda aceasta, prin tatăl acesta, când își vede fiul că se reîntoarce acasă. Textul ne spune: n-am mai ținut cont de regulile vremii aceea. În tradiția iudaică, pentru un evreu bătrân să fugă era rușinos. Dar textul spune așa: când era încă departe, versetul 20, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Pentru că nu mai putea de bucurie. S-a întors copilul acasă. Nu mai contează ce a făcut fiul, nu mai contează disprețul, nu mai contează că a risipit averea. A venit fiul acasă și asta e marea bucurie. Toate cele trei pilde din capitolul 15 din Evanghelia după Luca scot în evidență această bucurie mare pe care o are păstorul când își găsește oaia, pe care o are femeia când își găsește bănuțul, pe care o are tatăl când își găsește fiul. De aceea în versetul 7 spune așa: tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți
care n-au nevoie de pocăință. Domnul Iisus Hristos ne transmite adevărul acesta. Prin pocăință faci bucurie părintelui. Un om prin nepocăință face bucurie diavolului. De aceea, în ziua de astăzi și în clipa aceasta, tu decizi cui vrei să faci bucurie. Prin pocăință, dacă iei decizia să te pocăiești, faci mare bucurie în cer. Spune textul, tot cerul se bucură că tu te pocăiești. Dacă nu vrei să te pocăiești, dacă mai amâi, faci o bucurie mare iadului și diavolului. Tu vei decide în momentul acesta cui vrei să faci bucurie. De aceea, îndemnul meu este, fă-L fericit pe Dumnezeu în ziua aceasta. Hotărăște-te pentru Dumnezeu. Ia o decizie de pocăință și întoarce-te la fel ca și fiul din pilda aceasta, întoarce-te la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se bucură mult. Nu numai atât, Hristos mai sublinează încă un lucru despre Părintele. El este plin de bunătate, plin de bucurie, dar Părintele este caracterizat și de binecuvântarea pe care vrea să o dea fiului său, copilului său ce se întoarce acasă. Când un om se pocăiește, cel mai câștigat nu-i Dumnezeu. Dumnezeu oricum are de toate, e autosuficient. Când un om se pocăiește și se întoarce, ca și tânărul acesta, acasă, cel câștigat este omul care se pocăiește. Ce câștigă? Câștigă iertare. Nu mai contează ce a făcut. Tatăl îl iartă. Fiul spune, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău și nu reușește să-și pună toată pledoaria la care se gândise. Tatăl îl întrerupe și spune, destul, aduceți repede haina cea mai bună. L-am iertat. Fiule, bine ai venit acasă, mă bucur pentru tine, te-am iertat. Iertarea este ceea ce oferă Dumnezeu. Dacă veți citi, nu avem timpul acum necesar, dar dacă veți citi în Vechiul Testament, în Cartea Deuteronom, a cincea carte a Sfintelor Scripturi, capitolul 21, de la versetul 18 la 21, ni se spune ce trebuia să se întâmple unui tânăr care își părăsește casa. Textul afirmă că trebuia să fie omorât. Și dacă cumva fiul respectiv se reîntorcea acasă, orice om din sat care îl vedea era îndreptățit să ia piatra și să-l omoare. Însă, Domnul Iisus spune, tatăl în fiecare zi se uita. Vine fiul și când l-a văzut de departe, plin de bucurie, n-a așteptat să alerge alții din sat. A fost el primul care a alergat și textul ne spune, l-a îmbrățișat. Iar dacă cineva vroia să-l omoare pe fiul său, trebuia să arunce cu pietre întâi în tatăl. Pentru că fiul era de acum în brațele tatălui. Tatăl îl iubea. Tatăl îi dădea iertarea și aceasta este marea binecuvântare pe care un om păcătos poate să o primească. Să fie iertat de păcatele lui, de toate păcatele în urma pocăinței. Nu numai că iertarea, dar și onoarea pe care i-o dă. Textul spune, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-l un inel în deget și încălțăminte în picioare. Îi dă haina tatălui. Și fiul primește inelul și încălțămintea. Semn că nu-i rob. În vremea aceea robii n-aveau încălțăminte. El spune, tată, fă-mă ca pe un rob, dar primește la acasă. Și tatăl spune, nu, am o binecuvântare pentru tine. Când te întorci acasă, tu devii copilul meu. Ai fost mort și ai înviat. Ai fost pierdut și te-am regăsit. E o mare bucurie pentru tatăl. Evanghelistul Ioan, când își începe Evanghelia sa, la capitolul 1, de la versetul 11, spune așa despre Domnul Iisus. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar, și ascultați acum, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii de Dumnezeu. Când un om se întoarce la Tatăl Ceresc, din păcat, prin pocăință, Tatăl îl face copil de Dumnezeu și dă moștenirea cerului. Și asta este marea răsplată pe care noi o vom avea, să fim alături de Dumnezeu. Reamintesc, prin pilda aceasta, Hristos
a vrut să arate oricărui om, oricât de pierdut și de îndepărtat ai fi, tu poți să fii găsit. Tu poți să ajungi la Tatăl Ceresc. Dar trebuie să înțelegi adevărul acestea. Păcatul te îndepărtează de Dumnezeu. Apropierea de casa Tatălui se poate realiza numai și numai prin pocăință. De aceea îmi închei mesajul îndemnându-te, dragul nostru telespectator. Ia o decizie a pocăinței. Îl vei face bucuros pe Dumnezeu în ziua aceasta. Și va fi marele tău avantaj, marea ta binecuvântare. Vei fi iertat de păcate, te va primi Dumnezeu în veșnicia sa și vei fi onorat să fii copil de Dumnezeu. Mă rog ca Părintele Ceresc să te cerceteze prin Duhul Sfânt al Dumnezeu și din ziua aceasta să devii copil de Dumnezeu. Dumnezeu să te ajute și fii binecuvântat. Amin. De Dumnezeu nu te pierde așa de ușor, încrede-te în El. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Și vei regreta. Vin la Iisus acum să-ți dea El mântuirea Lui. Meditează la viața ta, astăzi tu, omule. Eule tău, frunge-ți-l, omule, pocăiește-te. Doamna, că nu-i timp de pierdut, tu nu știi cât trăiești. Vin la Iisus acum să fii mântuit pe veci. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea-n sus, stai de vorbă cu Iisus. Pocăiește-te, omule, până încă nu-i târziu, până încă mai e har și totul primești-n dar. Și vei repeta. Vin la Iisus acum să-ți dea El mântuirea Lui. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea-n sus, de vorbă cu Iisus. Pocăiește-te, omule, până încă nu-i târziu, până încă mai e har și totul primești în dar.
și vei reprita. Vin la Iisus acum să-ți dea El.